ziua, vă salută Tatiana. Astăzi continuăm partea a doua a tutorialului, unicornul. Avem deja căpușorul, botișorul, urechile și cornul realizat. Vom trece imediat la realizarea corpului. Voi folosi același croșet cu numărul 3 și firul alb. În cercul magic vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Primul nu îl punem la socoteală, ca de obicei nevasta, să închidem rândul. Și începem 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Eu, ca de obicei, aici voi avea un pic de probleme. După care vom continua rândul numărul 2, lucrând în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Deci, la sfârșitul acestui rând, ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. În corespondența ultimului picioruș am poziționat clămița despărțitoare, iar acum vom continua rândul numărul 3, lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne întâlnim cu un număr de 18 piciorușe scurte. Continuăm rândul numărul 4, lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul numărul 5 vom lucra 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un total de 30 de piciorușe scurte. Continuăm cu rândul numărul 6, lucrând 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Continuăm cu rândul numărul 7, lucrând 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului pentru un total de 6 ori, iar la sfârșit ne întâlnim cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Continuăm cu rândul numărul 9 și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 54 piciorușe scurte. Pentru rândul numărul 10 vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne întâlnim cu 60 de piciorușe scurte.
Obținute cele 60 de piciorușe scurte, vom lucra 3 rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Deci rândul 11, 12 și 13 vom lucra picioruș după picioruș, exact așa cum se găsesc. Am încheiat cele 3 rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Vom continua cu rândul numărul 14, lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 54 piciorușe scurte. Obținute cele 54 piciorușe scurte, vom continua să lucrăm de la rândul numărul 15 la rândul numărul 27, inclusiv 27, aceste 54 piciorușe scurte. Deci vom avea un total de 13 rânduri de câte 54 piciorușe scurte. Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. 13 rânduri de 54 piciorușe scurte. Eu am terminat de lucrat cele 13 rânduri de câte 54 de piciorușe scurte. Am ajuns la rândul 28, unde vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Obținute cele 48 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 2 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Deci, 2 rânduri. Încheiate cele 2 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte, vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 rânduri de câte 42 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Vom lucra 2 rânduri. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. În continuare lucrăm 2 rânduri de câte 36 piciorușe scurte. Deci lucrăm fiecare picioruș așa cum se găsește. 2 rânduri. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând un singur rând de 30 de piciorușe scurte. Deci un singur rând. Vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne vom reîntâlni.
Pentru ultimul rând al corpului vom lucra. 1. 2. 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Lucrat și acest ultim rând, vom scurta firul și vom închide rândul. Astfel am terminat corpul. Chiar dacă vi se pare mare, nu uitați că și căpușorul este mare, deci totul va fi pe măsură, jucăria noastră va fi destul de mare. Totul apoi va fi umplut cu melană și ansamblat în ultimul tutorial al acestui minunat animăluț. Haideți să continuăm. Vom face mânuțele și apoi piciorușile. Eu voi folosi culoare complementară acest mop deschis. Dumneavoastră puteți folosi culoarea dorită de dumneavoastră. Voi face în cercul magic un număr de 5 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5. Vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt, iar eu, ca de obicei, am probleme aici. Următorul pas va fi ca, în corespondența fiecărui picioruș scurt, să facem o înmulțire, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 10 piciorușe scurte. Eu am cea de-a doua înmulțire și vom continua singure. În corespondența ultimului picioruș am pus clămița despărțitoare. Pentru rândul numărul 3 vom lucra din nou în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un total de 20 de piciorușe scurte. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Vom continua rândul numărul 4 lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta și a doua oară, iar la sfârșitul rândului vom avea un total de 22 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 rânduri de câte 22 piciorușe scurte. 3 rânduri. Lucrate cele 3 rânduri de câte 22 de piciorușe scurte, vom face schimbul de culoare. Am început primul picioruș în culoarea mov și îl voi închide cu alb. Deci acesta este primul picioruș din noul rând. Vom continua lucrând din nou 3 rânduri de câte 22 piciorușe scurte în culoarea alb. Vom duce cu noi și firele prinzându-le pe spate, astfel le dăm mai multă stabilitate. Și, așa cum vă spuneam, vom lucra din nou 3 rânduri de câte 22 de piciorușe scurte. Lucrate cele 3 rânduri în culoare albă, vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta încă o dată
această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 20 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 20 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Continuăm lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta încă o dată, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 18 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta cea de-a doua oară, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 16 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 16 piciorușe scurte. Continuăm lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom repeta pentru a doua oară și ne vom întâlni la sfârșitul rândului cu un număr de 14 piciorușe scurte. Vom lucra un rând de 14 piciorușe scurte. Picioruș după picioruș. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o scădere. Vom repeta încă o dată, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci 5 și o scădere. Vom continua lucrând două rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Continuăm lucrând 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, o scădere. Vom repeta din nou. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, cea de-a doua scădere și astfel am obținut un număr de 10 piciorușe scurte, iar acum vom continua lucrând 4 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. 4 rânduri. Am umplut mânuța mea cu melană în acest mod, dar nu în totalitate. Cam de un deget am lăsat gol. Iar acum am pus în două lucrarea și voi închide cele două părți cu piciorușe scurte. Nu le-am umplut până sus pentru că altfel ar sta ca niște aripi. Voi scurta firul, voi lăsa fir pentru cusut și voi închide și această parte a lucrării.
Bineînțeles, vom face două mânuțe. Eu le am pe amândouă. Vom continua cu piciorușele. Vom face un cerc magic în care vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi închide cercul magic, voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt, iar din acest moment, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor lucrăm 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom lucra 4 rânduri de câte 36 piciorușe scurte și ne vom reîntâlni. După ce am lucrat cele 4 rânduri de câte 36 piciorușe scurte, vom începe noul rând, unde vom atașa culoarea alb. Primul picioruș din acest rând îl voi începe cu culoarea mov și îl voi închide cu alb, în felul acesta. Exact cum am făcut și la mânuțe. Din acest moment, noi vom ține firele cât de mult posibil bine întinse și vom continua lucrând. Deci acesta este primul picioruș, după care voi continua cu cel de-al doilea și voi duce și firele cu mine ascunzându-le pe spate. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte, iar acum voi continua 9, 10, 11, 12, un pic m-am încurcat. Acum voi continua lucrând 6 scăderi consecutive. Avem 1, 2, 3,
lucru, lucrez foarte strâns eu, 4, 5, cea de-a 6 scădere, iar până la sfârșitul rândului ne-au rămas 12 piciorușe scurte și închidem rândul cu 30 de piciorușe în total. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Voi continua rândul următor lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte, iar acum vom face 6 scăderi consecutive. Deci vom scădea de 6 ori. Prima scădere. Cea de-a doua. Doua. Trei. Patru. Cinci. Cea de-a șasea scădere, iar până la sfârșitul rândului ne-au rămas un număr de 9 piciorușe scurte și vom încheia rândul cu un total de 24 piciorușe scurte. Vom continua următorul rând lucrând din nou 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar acum voi face 3 scăderi consecutive. Prima scădere, cea de-a doua, cea de-a treia scădere, până la sfârșitul rândului ne-au rămas alte 9 piciorușe scurte și vom închide rândul cu un număr de 21 piciorușe scurte. Obținute cele 21 de piciorușe scurte, noi vom lucra 5 rânduri de câte 21 piciorușe scurte și ne vom reîntâlni pentru a închide piciorușul. Am ajuns în corespondența ultimului rând, aici vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un total de 18 piciorușe scurte. Deci 2 piciorușe scurte, o scădere. Voi repeta. 1. Foarte greu intră croșetul dacă lucrez strâns. 1. Iar acum ultimele 2 piciorușe scurte și ultima scădere. Așa cum vă spuneam, am încheiat părțile componente ale jucăriei noastre, rămâne de făcut doar părul, deci voi face aici, voi lăsa firul mai lung, rămâne de făcut părul și decid ce fustiță vom pune jucăriei noastre. În următorul tutorial vom încheia toate
toate părțile, le vom umple, le vom închide împreună, vom lucra doi papucei în același mod, două piciorușe și eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Tatiana, vă doresc o zi minunată și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale și continuarea acestuia. La revedere, vă salută Tatiana!